8.24. Ia vedeți pe aici. La ora 8.24, să mă uit acum la e-mail. Da, solicitările luare de cuvânt. Da, mi-au dat un link, mersi. Exact, exact. Mulțumim. Cum am spus, n-aveți pentru ce să ne. Mi-au trimis și parola. Deci ședința de consiliu e online. Și nu aveți de ce vine la primărie. Hai, a venit să vă privim în ochi. A fost un incendiu mare în parcul Iore, Titan, Alexandru Ioan Cuza. 6 de incendii, dar mai mici au fost câteva ultima lună și poliția locală nu face nimic ca să prevină. Jandarmeria vine doar când anunțăm noi proteste. Ca asta e mai important, suntem de proteste, avem pistoale la protestele noastre. Noi suntem 10 oameni și 5 pândrălăi cu pistoale, cu arme de foc. La protest anunțat pașnic. Și treptat, treptat, complicitatea poliției, a jandarmeriei și a mafiei politice, mafia imobiliară, pune gheara pe zona retrocedată a parcului Iore și o să o transforme în ruine, în scrum. După care să-și facă mendele, o să construiască ceva de care să iasă bani. Pofta ce-au poftit. Primarul de sector 3 se preface care treabă, că se implică, dar nu face mare brățe. Primarul general și el zice că îi pasă și că luptă, dar deocamdată nu vedem nimic. Nu vedem decât cum arde să distrug plămânii capitale. Câteva hectare, mai mult de 10 hectare din parcul Iore. Păiat și nu incendiați copaci. E un proiect de decizie a Consiliului Municipal despre mărirea amenzilor, că acum sunt ridicole, încurajatoare, 50 de lei pentru un copac căiat ilegal. Și nu vor să-l pună pe ordine de zi. Ședința de azi nu conține pe ordine de zi proiectul celor care are toate avizele. Deja și-a fost cu consultare publică, prin mai. Ne adunăm, dacă suntem mai mulți la protest. Dacă mai au curajul și cu noi la ușă. Poze de la incendiu de aseară, nu? Ăștia sunt capabili de orice, să dea foc la capitală, numai să-și facă pofta ce au poftit. Ai și un scoci să-l lipești de carton? Da. Sau cu clei? Lipici. Trecut jumătate de oră și apare poliția. Sper că nu vrea să ne legitimeze și să ne intimideze cum făceau până acum pe timpul Gabrielei Firea. Menirea lor ar fi alta. Protestul nostru e pașnic, deci legal, în fața unei instituții publice, deci nici măcar nu trebuie notificat.
N-au plecat bine unii și au venit alții. Sunteți de la jandarmerie. Al doilea incendiu. Da, asta nu e primul. E clar că acolo e mâna cuiva, că alte parcuri nu ard și de astea de la secetă nu vin, nu încep așa seara, când deja se răcoreț sau de la țigări, dar așa ceva. Și ne-am scris aici, mai cum eram în zona respectivă pe atunci și ne-am venit aici că... Am spus în zona respectivă unde... Da, am ieșit de la film, ne-am plimbat prin parc și... Eu de 10 minute aștept să fiu primit în ședința de Consiliu Municipal și nu sunt primit. Deci, mai stau un minut și încep să suflu în vuvuzelă. Am mai tot făcut acte. Sunteți împreună toți. Acum împreună suntem și cu dumneavoastră, da. Nu, dumneavoastră tot pentru același lucru. Sau aveți altă... Da, tot pentru același lucru. Am crezut că doriți să intrați în audiență mai... Nu, eu am vrut să intru în ședință de Consiliu Municipal și mi-au zis că e online. Mi-au dat link și iată, de 10 minute stau și nu mă las să intru în ședință. Decid fără mine. Nu avea, da.